Și salutare, salutare, dragi colegi de izolare. Gata, ne-am lămurit, nu mai începe școala. Până în septembrie, pauză totală, vacanțe de 5 luni. Săracii părinți nici n-au cum să scoată copiii de acasă, că nu pot pleca în concedii. Săracii copii stau la domiciliu forțat, nu se mai întâlnesc cu colegii. Urâtă treabă, urâtă treabă. Oricum școala, școala online continuă. Da, păi toată lumea are tablete, nu? Domnul Ponta de 5 ani a zis că școala e digitalizată, toți elevii sunt digitalizați, toți au tablete. Și acum mai vine și de ține lecții? Ce cu mic, bă, ce cu Deci, da? S-a dat de sus hotărâre. Toată lumea să aibă internet, să aibă laptopuri și tablete. Dar sunt zeci de mii de familii în România care nu au curent electric, care nu au ce să pună pe masă copiilor la cină și lor le mai trebuie tablete, le arde de laptopuri, de internet și așa mai departe, mai coborâți și voi, dragi conducători din turnul de fildeș. Mai sunt vreo, 5 luni de, vreo 4 luni de vacanță, da? Apucați-vă, nu stați. Luați la rând toate școlile, din ultimul cătun până în municipii. Luați școlile la rând. De ce au nevoie? Igenizați-le. Băgați apă scoateți toaleta, aduceți toaleta din fundul curții, aduceți-o în școală, faceți ceva pentru infrastructură, în primul rând, să aibă unde să se întoarcă elevii la toamnă, să fie condiții plăcute, că totuși trebuie să începem de undeva restructurarea asta, acum după pandemie, nu? Trebuie să avem măcar școli, că școala este temelia societății. Sau cel puțin așa credeam. Uite, ușor, ușor se mai deschide câte o firmă, câte o întreprindere pe aici, pe acolo. Am început cu uh, cele de făcut mașini, de construit mașini, de construit an anvelope. Asta ne trebuie nouă, acum că e ieftină benzina, nu? Ne urcăm în mașină și ne ducem să uităm de pandemie. <laughs> da, da, am uitat că nu avem autostrăzi. Ci că se face un derab, cum zicem noi în Ardeal, o bucată de autostradă undeva pe la Focșani. Dar nu se poate face autostrada în linie dreaptă, nu. Trebuie să fie o buclă de 5 km. Ceva interese, acolo în bucla aia să se facă ceva ansamblu rezidențial, ceva hotel. Nu, mă, nu mă interesează. Mă interesează faptul că noi nu putem să facem ceva bine, bine făcut. Da? Nu putem să facem o autostradă dreaptă, trebuie să facem o buclă. De ce? În decursul istoriei, noi ne învârtim în cerc, ne învârtim în jurul cozii. Păi nu, dacă e benzina e ieftină, dacă avem mașini, ne urcăm și mergem până, până ne apucă foamea. Că și ministrul de la agricultură, un alarmist și jumătate, domnule, convine el să spună pe posturile de știri că va fi bai în toamnă, producția va fi cu 50% diminuată, producția, recoltele vor fi scăzute din cauza SCT. Și după aceea toate televiziunile, acum mă iertați, că e Digi24, că e România TV, că e Antena 3, că e Realitatea, că e Dă-te preluat burtiera aia. Vom muri de foame în toamnă. Vom răbda foame începând cu septembrie. Vă dați seama? Și tata s-a luat, s-a intrat la idei și tata zice, bă, hai să facem ceva, mai luați-vă de frigorifică, mai luați-vă un hambar, puneți, aveți rezerve. Bă, dar nu așa se comunică, nu așa se face și așa suntem noi destul de speriați, ăsta mai vagă și foametea în noi. Eu să te învăț, domnul ministru, Clujan Diano, Stardelea, în cum să cade. Păi numai aprilie, să irigăm, să facem ceva, nu chemați-l pe Daia înapoi, că el știa. Păi până să înceapă pandemia, toți eram experți la fotbal și la agricultură, dar acum meciuri nu mai sunt, agricultura e în pericol din cauza secetei, dar toți, în schimb, suntem experți în COVID. În coronavirus, toți dăm sfaturi, toți căutăm leacul. În viață n că dacă fierbi o pisică neagră și bei fiertura rezultată, se duce COVID-ul. Oarecum, cui pe cui să scoate? bei o pisică neagră după ce ai mâncat un liliac. Yeah, urât sună. În America, Trump le-a spus tuturor că în albitorul, dacă ar bea în albitorul, ar scăpa de COVID, s-ar imuniza. Bă, și apoi s-au apucat amnei să bea ce aveau pe acolo până... până Spaiți până toaletă, un pic de domestos, ori stins cu un pic de balsam de rufe, vai de mine. Pe nou nu ne spune nimeni ce să bem și bem de la pufoică până la spir sanitar. Hai să fim serioși. Polițiștii din Deja, au văzut, au mers acolo la interlope, au făcut un chef cu ei. De ce? Au mers în mijlocul virusului ca să-l... Da, uite că în Italia încet, ce merge treaba. Niște magazine, niște afaceri au pus Semafor la intrarea în toaletă. Vă dați seama ce chestie? Da, pentru a preveni contactul. E ok. Deci la roșu stai, la verde mergi și faci pipi. Întrebarea mea, e ce faci la culoarea galbenă a semaforului? Săracii nemți s-au descoperit două saloane de coafură într-o pivniță sau în două pivnițe clandestine. Săracinem cinem. și așa arată cum arată, a cu părul mare. Dar e o idee bună să faci salon, să faci frizerie în pivniță te tunde un pic, nu-ți convine, mai iei niște vin, îți mai ai un pic de la spate, mai bagi un coniac și la final în rezultatul e bun, așa bine mai tuns, din nu adevărat. Apropo, și eu trebuie să-mi rog iară soția să mă tundă, că de bărbierii mă descurc singur. Ei, vremurile în care mă duceam la frizerie și... <laughs> Cum să vă... Tuntem, domnul să vă luăm puțin de la spate să, mă, să vă punem așa să... A... facem ce putem, ne descurcăm cum putem. O zi superbă vă doresc. Stimați, dragi și iubiți colegi de izolare!